Spune pe bune ce se întâmplă la tine în școală. Mulțumesc generația lui John pentru această oportunitate de a vă vorbi despre un eveniment. Pe când eram elev la Colegiul Național Ferdinand I, dar nu înainte aș vrea să vă spun cine sunt. Numele meu este Vișinel Bălan, sunt vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și astăzi, înainte de a vă provoca pe voi să spuneți pe bune un eveniment din școala voastră, am să vă povestesc eu un eveniment din școala mea. Și anume, vreau să-i mulțumesc doamnei fostei diriginte, Violeta Ursinski, pentru o șansă pe care mi-a oferit-o într-un moment neașteptat. Și anume, m-am dus la dânsa să-i spun că îmi doresc să merg în Suedia, eu fiind un tânăr care eram cu măsura protecției speciale într-un centru de copii, doamna Violeta a fost foarte drăguță, a mobilizat întreg personalul de profesori, cadre, pentru a împlăti deplasarea cu avionul sau cu autocarul în Suedia. A fost un gest care m-a surprins și vreau să mai spun un lucru. A fost prima mea deplasare internațională și asta s-a putut doar cu sprijinul doamnei profesor Violeta Ursinski.